din principiu. Din principiu. Nu vin casa noastră. Dar și nu-i bun principiu, dacă fi au vrut să fie notificați cu o lună înainte. Dacă noi vrem casa noastră, în principiu. Ei, din principiu, nu ies din casa noastră. Dar noi, din principiu, vrem casa noastră, munca mea, care am muncit eu. Dar le-ați dat-o în locațiune, nu? Pe un an. Da. Și contract să trebuia să avertizați cu, cu o lună înainte. Cu o lună înainte. Ei spun că ați avertizat cu 3 săptămâni. Nu, cu o lună. Eu am găsit document pe telefon, care eu îl telefonam și el nu răspunde. Și le-am trimis un SMS. Vă dau 30 de zile la dispoziție să vă, să vă găsiți altă locuință. Și 30 zile. Vezi zic cum ai făcut niște cheltuieli din cauza dumneavoastră, cu șemineu, cu un altă. Și eu fac cheltuielile judecata, să zic, da. Hai zic să arătăm bonul la Cernozion, bonul la Coacăză, la ce. Îți cumpărate de dumneavoastră? Nu sunt cumpărate de mine. Și-a făcut ei. Nici nu mi-a întrebat. Nu, ceva pe Viber este când dat acolo. Da, am văzut că se laudă. În sens că vrei pământ, făț, asta. Da, n-am pretenție, adică făț. Da, vreau să menționez un lucru. Doamna Tarlapan a spus că nu m-am prezentat la judecata din august. Eu menționez că nu m-am prezentat din principiu. Eu nu am fost niciodată citată că trebuie să mă prezint la vreo judecată. Dar ce judecată a fost? Judecata Arășcani. Și eu nu o să mă prezint... Despre recuperare prejudiciul sau care? Da, eu nu am fost citată și eu nu o să mă prezint doar din auzite. Ceva este, dar nu la adresa mea, deci nu m-am prezint. Că aici am... asta e telefonul lui mama. Dar cu care ai filmat atunci? Atunci am filmat cu alt telefon. Aici este mesaj, că acum am eu l-a trimis. Ei, nu, e corespondența voastră privat și relevantă ceva. Nu, pot să-l citesc. Ce scrie mama? Sau ei ce scriu? Ei mi-a răspuns cu... Hai că nu se vede. Cu... păi? Amenințări. Deja atunci, în mai sau când? Eu, Lida. Cum te-am sunat sâmbătă și nu mai răspund la telefon. Și pe urmă m-ai bombardat cu mesaje. Te sun astăzi și iarăși nu mi răspund. Tu doar știi că se termină contractul și trebuie să ne clarificăm cu 30 de zile. Eu vă preîntâi, pentru că noi mai mult casa nu închiriem, așa că vă rog frumos, aveți la dispoziție 30 de zile. Eliberați casa până de data 8 ianuarie. Căutați-vă ceva iunie, da, iunie, nu se vede bine. Căutați-vă ceva mai bun. Vă salut, Lida. El răspunde, Lidia răspunde ca om civilizat la telefon. Mai scurt, să nu vă jucați cu mine, că o să pățiți rău de tot. Radu, e posibil de vorbit cu voi, stați clar călare pe linie, amândoi vorbiți împreună cu... că nu se înțelege nimic. Ce-s cu minacele astea? Minacele din italiană se traduce ca amenințări. Este ce vreți voi de la noi? Clar, nu puteți înțelege că se termină contractul și noi nu facem alt contract. Treaba noastră, mai departe, ce o să facem. De închiriat, e sigur că nu se închiriază. Nu înțeleg care e problema. Ala. Dar ce, nu știi cine sunt eu? Te-am întrebat cine ești tu? Mă întreb cine sunt eu? Poate să facem cunoștință? Da, după un an de contract să mai faci și cunoștință. El spune, dar cine ești tu? Cum cine sunt eu? Eu stăpân acasă, eu am muncit în casa asta. Am dat casa la copii. Eu nu înțeleg ce faceți probleme este. Căutați-vă ceva mai bun, că de când ați intrat, nu vă place ba una, ba alta, când... Ca când casa asta e făcută din balică de cap. Da, spuneau că șemineu, nu știu ce, a avut o eroare, a luat foc și erau să ardă. Căminul a luat foc. Mama, șemineu, a fost ars de ei au trăit aici. Și simplu, eu ominești pe calea mea abilă și sufletește, să spunem așa, mi-a luat răspundere asupra mea și el a făcut din cheltuielile tot a miele. Tot din cheltuielile noastre. Aici tot e scris. Dar ce cheltuieli vor să recupereze? Nu știu, vreau să ne mostreze cu bonuri. Ce bani vreți pe ianuarie? Dar nouă cine are să ne întoarcă 3500 euro că am plătit caminul? Că ați gonit caminul
Cela până când a luat foc. Voi va... Pot să vorbesc? Și noi am... voi vă dați seama. Și noi am tăcut. Rapid l-am sistemat. V-am intrat în coarne. Numai să fie bine. Vă dați seama de suma asta ce s-a cheltuit. Și voi ne spuneți să vă să vă plătim luna ianuarie. Nu vă-i rușine. Nimeni nu v-a ținut acolo. O trebuie să ieși, să ieșiți, să vă duceți, dar voi nu. Dar voi nu v-ați dus. V-a făcut comod, așa că nu se, așa nu ne speriați. Ce atâtea minace? Minace, repet, strălușica. Domnul Ciuc, caminul nu se încălzește casa, e așa, de fudulei, de frumos. Mi-a dat voie să-l folosesc, că nu mai... Caminul, el se încălzește, dar nu e, el nu e nu cu el se încălzește casa. Casa. Nu, nu, nu. Da. Faci în salon o leacă de foc. Frumușață. Da. Cum e în contract, e scris, în căldura casei e cu gaz. Ei au intrat în casă, ca să nu plătească gazul cu scump, ei au rupt cazanul. Și avea pretenții la noi că cazanul e rupt. Dar pe rupt în ce sens? În ce și sens? Stricat. Defectat, da? Da, cazanul era... În stare bună, cam da, în stare bună, că sora mea, 2 ani de zile, încălzită iarna, încălză casa. Dar de ce sora? Ceea ce e central, încălzește ambele case? Nu, noi i-am dat cheile și e intra și încălză casa iarna. Am înțeles, pe bună. Încălză casa, cazanul lucra, să nu încheze. Cum a intrat ea casa, cazanul nu lucra, că e ea. Nu vreau să încălzească cu gaz, că e scump. O trecut la cămin. O trecut la cămin. La, cum se zice? Șemineu acela, da. Da. O trecut la cămin. Și căminul... Căminul nu a scăpat de ei. Dar casa e nouă nouță. Casa nouă. Mama a trăit aici două săptămâni. Eu am locuit 6 zile, Matinca, în total. Am fost odată 3 ani în urmă. Da. Eu am publicat pe pagina mea de Facebook act de primire și predare care ei l-au semnat. Acolo se ved în care stare erau și prețurile la casă. Casa e nouă. Nu, casa nouă era doamna curată. Era curată. Tarlapan a spus că era imposibil pentru că... Casa era deteriorată, oricum nu mai țin minte cum l-am văzut acolo. Scuzați. La ce ai intrat? De. Ai intrat, ai trăit o luni de zile. Și de mii de fie. Telefonează, nu ne aranjează. Deci pretențele au apărut în iarnă, după jumătate de an, da? După. După incendiu ceva. După incendiu, pretențe. Nu-ți place, ai trăit o lună, nu-ți place. Cheamă-ne. Noi nu-s probleme. Noi ieșim din casă, că nu ne place. De ce ați stat? De ce atâtea probleme? Și faceți atâtea probleme. Eu nu m-am așteptat la așa ceva. Eu gândeam că ei sunt persoane umane. Sunt persoane umane. Dar cu principii. Dar cu principii. Ei, Victoria, i-a întrebat din martie. Ce faceți? Mai rămâneți? Prelungim contractul? Ori nu prelungim? Ei au spus... Cum au spus? Că vor să ducă la România. Nu știu că în România au proiecte și nu știu nici ce-i precis. Poate o să prelungească pe jumătate, poate nu pe jumătate, nu știu ce. Uh-huh. Mai pe scurt, tăcere. Nimic din partea lor. Și nu am de ce să nu mai dăm închiriere. Pentru că și noi avem problemele noastre. Am văzut că și spitrie și cu chiriașii n-au vrut mai mult să... Pe urmă, e ca pe mine ce mă deranjează. Când se întâmplă un incendiu în casă, fiecare bărbat, femeie, când ia foc casa, ce face? Sună la pompieri. Sună la pompieri, așa-i? De ce nu? Sau dacă e un incendiu mic, îl stingi cu forțele proprii și nu deranjezi statul. Eu spus că arde casa, doamne ferește, că doamna Tarlapanu spus că cădea tavan. Dar să vă spun că sora mea a fost după incendiu, cum poți să arde un cămin așa? Că când bucnește, se împrăște toată casa. Pe pat, pe podiele. Nu era nimic. Nu era nimic. Deci a inventat incendiu sau nu a fost mare? Da. Pentru că sunt fotografii publicate pe 14 iunie, dacă nu mă greșesc, nu ți-am minte precis data acolo, unde se vede că căminul funcționează foarte bine. Foarte bine căminul. Și arde la foc mare. Dar ce făceau focul în iunie? Nu, în ianuarie. Ianuarie, scuzați. Și... Arde foarte bine caminul ăla. Uh-huh. Ea nu. Nu știu cum a luat foc caminul. Bine, a luat foc caminul. Prima, cheamă pompierii. Că
И бине, ше пентру тине, ше пентру попритаре каси, ну? Uh-huh. Аста ще твоя свака, ше сора мея Викторик, но ну, ну, л-а факут. Ну и корей. А ей у процедат форти урмă. Пе урмă, требуе се суни попритаре, су анмунце. Викторик требуе с кеми попери, свака о експертизе, легалы. Да ей у луата шлю шестминцели, у аступат, у аступат борта се номероасă. У фост факутет. Аша? Бине, бине, ну, n-are importanță. Victoria a plătit, eu o impus-o și se pui camin ecologic să construiască. Ei vroiau camin ecologic. Am construit caminul ecologic. Da, ecologic ce înseamnă? Cum e? Din producte ecologice. Dar păi lemnele nu sunt ecologice? Nu, ei vroiau... Nu știu și eu. Și-a cumpărat că ei pe obărtit Victoria, ei, Victoria, așa liniștită, noi trăim aici, noi smupăm, noi asemblăm, noi tot. Ai, камин по вермикуль дин вермикулите материалы с вермикулите к и экологик и дин лут ну и тот экологик ну и натурал дин октомбрис что октомбри к набя сенча примели фригур дин октомбри пына кынца анчендят камин шамине у софолоси диел супер софолоси и хайда ла лемни кларк да фок ма есть ши газ лаша у касын камина ша это шай. Unde s-a văzut asta? Asta într-o sâmbătă, duminică, pui asta, ea nu stai în jurul. Dar lucru simplu, ai intrat în casă, ți-a plăcut, ai scălit contractul, ai scălit primirea și predarea. Ești responsabil pentru starea lucrurilor? Ești responsabil. Dacă în... unde sunt semnate bunurile materiale, e scrisă starea perfectă, dece, și a șemineului, și tu te semnezi, cum poți spui pe urmă că era un dezastru în casă? Chiar în primire predare este scris și mineu cât costă, nota 10, mă tine că este acolo, că este tare bună. Eu le-am publicat, cine vrea să vadă, poate să le vadă pe pagina mea Facebook, ori pe alu Victoria. Și cât aveți de gând să protestați aici? Până să iasă. Până să iasă, noi nu putem aștepta hotărârea judecății, pierdem sănătate. Dar n-ați cerut urgentare, examinări? Am cerut, da. Sunt 7 zile la dispoziție ca să dai un răspuns. Președintele instanței sau cine? Mătincă, dar nu știu ce să fie. Da. Așteptăm că se mai apropie cineva acuși. M-au sunat lumea că se va apropia la 10 jumate. Neamuri sau? Neamuri sau susținători? Nu, chiar susținători. Susținători în neamuri. Ia ca rudele, e sora. Dacă eu am venit în luna mai, da? În mai, ca să vin cu Victoria... Depinde de iunie a venit, am venit pe 24 mai, dacă nu mă greșesc. Și cum s-a început problema asta, noi am găsit pe doamna care, unde au locuit ei până la noi. Au făcut aproximativ tot aceeași istorie. Tot aceeași istorie. Acolo era altă problemă, că doamna nu avea contract și era cu mult mai simplu să-i scoată din casă. Nu-i contract, nu-i... Ca și cum au intrat poțele pe drum, așa. A fost că mi-au scris tot de pe Facebook multe persoane care au mai pățit cu ei fix așa. În anii trecut. Da. Înainte de doamne aia, eu i-am scris, aștept să mă contacteze, să mă cheme. Îndepuieți bine copiii misiei ei casa, că eu le-am am ușit în casa așa și le-am dat la copii. Și vin copiii misiei ei casa și el îi împunge. Asta e casa mea. Asta e casa mea. Du-te și muncești și să vezi cum să faci o casă. Să pui chiriaș și să-ți facă. Și să-ți facă tot așa ești. Să vedem cum ăsti simți. Era de mult împuș cu furci. Dar noi cu dânșii ne-am comportat foarte bine. De la 1 iunie câte luni au trecut? Încă stau aici. Pe 1 iunie, dacă ei vroiau așa amiabil și astriană, de ce pe 1 iunie noi ieșit, spun, vei băieți, mai dați-ne 2 săptămâni, că chiar că n-avem unde ne duce. Și uitați... Dar ei plătesc chiria din iunie până acum? Nu. Și vor încă despăgubiri. Păi despăgubirile, de exemplu, să presupunem, cam ceva de despăgubiri de dat. Dar tu nu stai 3 luni gratis. Păi care și cui trebuie să-i dea acum? Care și dacă au montat antena aia? Antena aia, fără acord. Aia e bun, dacă poți deranjezi antena. S-au făcut găuri în geamă, în ușă, ca să... În grădină, au făcut găuri în peretele, au întins o palată, nu știu ce, acolo. O plasă. O plasă, ca să acoperi roșii. Patrăgeli ecologici.
Ismane și patrajele ecologice. Persoane ecologice. Au vrut cămin ecologic, au vrut grădină ecologică. Nu, asta nu are... Asta e minunat. Să fii ecologic. Fiecare are principiile lui. Deci când au venit copiii mei pe data din tăi, le împunge și le deci casa noastră. Și le pune în față de la judecată. Deja? Stație sau cu ce? Da, erau somații. Somații cu... Deja, o dată în judecată... Păi bun, dar somații cu ce? Nu somații. Erau somații. Erau somații, nu era escalite. Și o taxă de stat. El a prezentat la poliție. Nu a prezentat nici o taxă de stat. Taxa de stat poate să fie plătită pentru mai mult. Taxa de stat e taxa de stat. Trebuie să fie citat la domiciliul tău. Da, adică... Să fie citație ca să te prezinti în judecată. Mie nu mi-a venit încă niciodată și nu o să mă prezint doar din auzite. Nu mă pot prezenta doar, eu știu că este ceva acolo, dar nu o să mă prezint până nu o să fiu citată legal cu semnătura mea. Eu am domiciliul meu, am... Bun, dar acolo Rășcani Vârciori, ce cerut în instanță? Poftim? Ce-o cerut ei în instanță la Rășcani? În instanță de judecată. În instanță de judecată... Știu, cum nu știm? Știm. Păi dacă n-ați fost la ședință, n-ați văzut cereri, au aflat avocat. Da, că vor prejudicii materiale, pagube materiale și morale și plus la asta vor contract indeterminat cu 250 de euro pe lună. Eu nu știu cum poți să te prezinți la judecată cu așa ceva. Ei, da. Pofta vine. Va bine, poți să te prezinți cu orice la judecată. Dar dacă tu spui că tu nu vrei casa asta, că tu nu pretinzi la casă, că tu vrei numai despăgubiri morale și materiale și tu știi că peste două luni va fi judecată și probabil vei fi evacuat din casă, tu îți permiți să-ți pui de 10.000 de euro, cum spune domnul Puiu, panouri solare, fără acordul proprietare, dar care sens? Îți spui, eu nu înțeleg, ce ne poate și permite să cheltui 10.000 de euro ca să-și spui panouri solare pe două luni de zile? Scopul era să rămâi și cum să rămâi? La nimeni nu-i vine în gând că nu e așa ceva, ceva... Cu 10.000 de euro liber ești afară și ți-ai în credit un apartament în oraș sau... Și du-te, nu-ți fă problemele astea. Trăiești liniștit și nu te mai intimidează nimeni o viață întreagă. Eu nu înțeleg nimic, eu sincer sunt confuză. La vârsta lor să facă așa chestii minunate, să ocupi cu așa ceva, să le fie rușine. Noi facem protest în fața casei, zice doamna să noi intimidăm. Păi ea ne intimidează pe noi, violându-ne domiciliul. Noi o intimidăm, asta e casa noastră. Cum să ne intimidăm asta? Cum? Poate să nu mă vin în comună Tușeni, să nu calc în comună Tușeni. Sunt persoane foarte... După ce am avut... 12... Conflictul acela. Conflictul ați avut aici. Da, după ce am avut august. Vineri pe data de 12 conflictul ăla, am înțeles tot din spus la altă persoană că au fost și au amenințat vecinii. Nu-i dea mărturii? Și la protest. Dar poliția se ocupă de cazul acela, da? Nu, poliția știți la noi cum se ocupă. Ar trebui, conform legii, deschide cauză penală, legii, nu? Eu am cerut de la inspector de sector să fie înaintat cauză, proces penal și el mi-a spus nu va fi civil. Contravențional, adică o amendă, da, ceva. Da. Eu zic bine. Am vorbit cu avocatul și a să ne înaintez deodată în procuratură. Poneată.